Urmează să stabilim acum. Bun. Telefonic și vom vedea. Normal ar fi ca astăzi să finalizăm programul de guvernare și orientarea de prim-ministru. Dacă mai multe puncte totuși cu o altă variantă de premier. Am înțeles că avem o variantă. Care? Domnul Rafila. Eu sunt total de acord. V-a făcut Florin Cârțu această propunere? Domnule, am înțeles din spațiul public că domnul Florin Cârțu mi l-a propus pe domnul Rafila. Noi suntem. Eu îmi asum ca și președinte al Partidului Social Democrat că îi lămuresc pe colegii mei să fie domnul Rafila prim-ministru. Dar aveți o decizie că Marcel Ciolacu este propunerea de premier. Eu repet, dacă domnul Cîțu mi-a făcut această propunere, îl anunț că sunt de acord. Ați auzit la spațiul public v-a făcut această propunere sau am auzit la televizor. Public? Am auzit în spațiul public de la primul ministru demis că mi-a propus pe domnul Rafila. Dar sunt total de acord. Dar cu el între patru ori. Nu v-a făcut înainte această propunere, înainte de anunțul deci, de aseară. Vă repet. Domnul Florin Cîțu a spus în spațiul public că mi-a propus pe domnul Rafila și că eu am refuzat. Îl anunț că eu nu refuz această propunere, înseamnă că avem un prim-ministru care am picat de acord. Programul de guvernare. Sunt PNL de acord cu domnul Rafila sau este doar opinia lui Florin Cîțu? Eu v-am spus părerea mea. Îmi asum ceea ce spun și vă spun că o să-i lămuresc pe colegii mei că domnul Rafila e cel mai potrivit. Programul de guvernare, un punct sensibil din programul de guvernare este zona de justiție și mai exact desființarea secției speciale. S-a schimbat exact ceva... Este să rezolvăm problema MCV-ului. Care și implică zis, desființarea secției speciale. Nu neapărat. Recomandările trimise de către Comisia Veneția spune desființarea secției... Înseamnă că MCV-ul stă pe baza unor recomandări și atunci putem purta acest dialog cu cei care au recomandat acest lucru. Care este soluția PSD în această situație? Sunteți sigur că astăzi finalizați programul de guvernare și ieri erați la fel de sigur, că ieri se va întâmpla acest lucru. Pentru că suntem foarte avansați și ne-am conturat. Lucrurile mai avem cu... zona fiscală să le finalizăm. Spuneați că vreți să modificați PNRR-ul, reprezentanții Comisiei au transmis că nu este posibil. Am vrut să optimizăm PNRR-ul. Adică în PNRR sunt prinse niște reforme. Și vedem cu ce soluții venim ca acele reforme să fie în continuare prinse. Și o descentralizare a PNRR-ului de implementare în România. Deci, ceea ce este perfect. Da. Domnule Ciolacu, săptămâna trecută este spuneați... și regulamentul Comisiei prevăzut această optimism. Spuneați că săptămâna aceasta vom avea guvern, când vom avea practic un guvern, pentru că vedem că deja suntem mai multe crize. Am spus că, săptămâna viitoare vom avea guvern. Adică săptămâna aceasta, a trecut. Iar săptămâna viitoare... Declarația am făcut-o ieri și am zis că săptămâna viitoare și menți. Îmi mențin părerea. Rectificarea bugetară va fi o prioritate, după cum bine știm, cu problemele de la sănătate. Acea suprataxare a marilor avere, ați definit ce înseamnă luxul până la urmă? O să venim cu o variantă în fața viitorilor noștri parteneri și sperăm să picăm de acord. Ministrul interimar al sănătății spunea că pentru luna decembrie nu se pot plăti salariile la 74.000 de angajați. Tocmai ce am răspuns și v-am spus și aseară. Este prima prioritate. Sunt ferm convins că se vor plăti aceste salarii. Aș vrea să mă întoarcem cu ieri în discuțiile pe care le-ați avut la Palatul nu Victoria. Nu creștem totuși o tensiune într-o zonă atât de sensibilă cum este sănătate. Salariile se vor da la timp în sănătate. Partidul Social Democrat ar fi dispus să-l accepte premier pe Dan Vâlceanu. A fost mulțumesc una dintre variantele de premier. Mulțumesc, o zi bună. Sunt de acord cu domnul Rafila.